A mai trecut un an și ne aflăm din nou în fața unui mare eveniment internațional care în România este la 5-a ediție. Săptămâna Căsătoriei 2015 este evenimentul despre care vom vorbi astăzi și care are loc în perioada 7-14 februarie în fiecare an. Alături de mine în platou se află Corneliu Sechei Hațegan, care este coordonator național Marriage Week. Mulțumesc pentru că ai venit! Mă bucur că mă aflu la emisiunea cu dumneavoastră. Salutăm! Familia Petru și Lidia Leahu. Bună seara! Și Vali și Eme Ședan. Vă mulțumesc că ați venit fiecare. Să începem cu prezentarea evenimentului în țară și în lume și să vedem cum se organizează acest eveniment, cine l-a inițiat, da? Cine poate să participe ca partener, cui se adresează. Corneliu. Săptămâna Căsătoriei a fost inițiată la nivel mondial în Marea Britanie în anul 1998. A fost ideea unui creștin din Anglia pe nume Richard Kane. Aceasta a fost în 1997 și de atunci evenimentul s-a extins cu repeziciune în multe alte țări din lume. Noi am adus acest proiect în România în anul 2009 și acum ne pregătim pentru a 5-a ediție, 7-14 februarie 2015. Săptămâna Căsătoriei este un lanț internațional de evenimente și promoții pentru cuplele căsătorite. Evenimentele pot fi derulate către biserici, organizații, biblioteci sau diverse primării sau instituții și constau în seara de film pentru cuplele căsătorite, cină romantică, slujbe religioase speciale având ca tematică căsătoria, ieșiri pentru cupluri, seminarii pentru cupluri, weekenduri pentru cupluri și așa mai departe. Pe lângă aceasta, evenimentul are latura comercială, și anume promoții și oferte speciale derulate de firme. Spre exemplu, anul acesta în România, orașele care sărbătoresc Săptămâna Căsătoriei sunt Cluj-Napoca, Mediaș, Sighișoara, Oradea, Satu Mare, Ploiești, Suceava și altele. În toate aceste orașe vom avea evenimente și promoții și invităm telespectatorii care sunt din alte orașe, unde până acum nu s-a sărbătorit Săptămâna Căsătoriei, să ia inițiativa să derleze evenimente sau să desfășoare promoții ca și firmă. La nivelul orașului nostru, firmele derulează promoții destul de atractive. La nivelul orașului Cluj-Napoca, un restaurant chinezesc care are meniu 1 plus 1 pentru cuplele căsătorite toată luna februarie. Avem florării care fac oferte speciale la buchete și aranjamente florale. Avem cofetării implicate care fac promoții. Toate librăriile creștine din Cluj-Napoca derulează promoții la cărți și DVD-uri pe tema familiei. Deci este un eveniment frumos, un eveniment instructiv, distractiv, dar și recreativ. Și în orașul nostru estimăm că vor fi anul acesta aproximativ 30 de evenimente organizate pentru familii, câteva evenimente majore pe care noi le organizăm la nivel de oraș împreună cu echipa mea de colegi care este în studio în această zi, plus diverse alte evenimente derulate de către diferite biserici și ONG-uri de biserici de diverse confesiuni. Pentru, văd că ne-ai adus un tablou foarte frumos aici, tu fiind artist plastic, și aș vrea să te rog să ne vorbești un pic cum se leagă tabloul acesta de Săptămâna Căsătoriei, pentru că l-ai adus pentru această emisiune, efectiv. Da, mulțumesc de apreciere. Aș vrea să spun câteva cuvinte, chiar înainte de a-l aduce. Soția mea, Lidia, m-a întrebat, dar ce legătură asta are cu Săptămâna Căsătoriei? Săptămâna Căsătoriei este celebrarea familiei și tabloul a fost făcut cu ocazia unei expoziții care s-a numit Copilul. Și tabloul se numește Copilul Cosmic. Este oarecum o imagine a copilului încă nenăscut și fiind tabloul Copilul Cosmic este, dacă se poate vedea, tot acest cap mare al copilului este ca un cer, ca un cosmos. Și jos este orizontul, linia Pământului, unde în ochiul copilului se observă o siluetă de ceva căsuță mică. Oarecum este locul unde urma să se nască.
Dar ce legătură are cu Marriage Week? Marriage Week, cu sărbătoarea distractivă. Păi are, pentru că unde s-a născut copilul cosmic, Iisus? În ce? A venit într-o familie, nu? Așa e. Și în căsuța aceea se află familia sfântă și copilul cosmic care se truchipează acolo, oarecum își privește locul unde se va naște. Și este foarte interesant, pentru că Dumnezeu alege familia, pe Iosef și pe Maria, să locul unde se va naște și unde va copilări Iisus. Și asta ne spune, pe lângă, după cum știm cu toții, că familia este ideea lui Dumnezeu, nu a mers la o fecioară sfântă, necăsătorită, sau la un proroc, sau... ci a ales un cuplu, o familie unde urmează să să crească și să copilărească Domnul Iisus. Și eu așa văd că importanța, deci Duhul Sfânt, Iisus, Dumnezeu, coboară în sânul familiei și familia este foarte importantă și Iisus nu vine între doi parteneri care nu sunt căsătoriți. Ci... și nici de care, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Exact. Ci vine într-o familie, într-o instituție lăsată de el și asta este legătura dintre tablou și... adică vrei să spui că totuși căsătoria pe care o sărbătorim în această săptămână trebuie să fie una adevărată, cu acte în regulă, nu de o zi, de 3 minute... Evident. O căsătorie în care trebuie să vină și un copil, dacă vine, da. Văd acolo în ochiul copilului căsuța aceea, îmi pare că ar fi home sweet home, că să vină acasă între, la mama și la tata în căsuța lor. Da, și știm, să avem copii și știm cât de important pentru copii este ca să aibă mamă și tată și să aibă o relație bună între așa, ei. Și... da. Pur și simplu înfloresc, se dezvoltă în relația de familie. Și nu degeaba este ales și perioada de 7-14, pentru că din 14 urmează ziua... În 14, exact. Da, care... denigrează puțin. Care este un tăvălug la nivel mondial, în care promoții și atâta reclamă și atâta promovare are, că aproape că mai la nivelul Crăciunului, pot să spui. Dar ca semnificații se promovează practic imoralitatea, adică căsătorii de o zi, cum spunea, și care e clar, este păcat și nu se dă Dumnezeu. Corneliu, poți să ne dai un feedback de la precedenta ediție, care cu ce te-a impresionat sau cu ce i-a impresionat mai mult pe participanți? Evenimentul Săptămâna Căsătoriei ia amploare de la un an la altul, se extinde tot mai multe țări la nivel mondial, în țară se extinde tot mai multe orașe și crește nu doar în cantitate, dar crește și în calitate. Cu alte cuvinte, Săptămâna Căsătoriei, cel puțin la nivel de Cluj, a fost tot mai frumoasă de la un an la altul. Am avut un quartet de fete care a cântat pe scenă, un quartet de coarde cu vioară, violoncel, am avut o pictură surpriză pe scenă realizată de către artistul Petru Liah împreună cu soția lui, familia prezentă cu noi în studio, împreună cu fetița lor. Am avut momente coreografice, interpretate de copii și încercăm să vorbim despre Dumnezeu într-un mod indirect. Încercăm să vorbim despre Dumnezeu prin artă, prin muzică, prin cultură. Cred că acesta este secretul. Și acesta este farmecul acestei sărbători. Săptămâna Căsătoriei încearcă să reunească toate segmentele societății care doresc să contribuie la îmbunătățirea familiei. Dorește să reunească sectorul bisericesc, dorește să reunească sectorul ONG-urilor, sectorul business, instituții, biblioteci, primării și așa mai departe. Și anul trecut a fost primul an în care am organizat o cină romantică la nivelul orașului Cluj-Napoca, o cină
care a fost apreciată de către cupluri. Soțul și soția au stat împreună la o masă, s-au simțit bine și ne-au dat feedback-uri pozitive. În rest, acum ne pregătim pentru 2015. Da, legat de 2014, vreau să încurajez bisericile. Eu împreună cu soțul meu și încă cu o armată de oameni am organizat anul trecut a doua ediție a unei gale, a căsătoriei am numit-o, în care membrii bisericii și nu numai participau la o sărbătoare. Și tot anul trecut, asta le spun ca și o încurajare pentru bisericile care vor să se implice și o motivație foarte bună pe care le-aș da-o este aceea că în țara noastră putem să declarăm încă faptul căsătoria înseamnă o relație dintre un bărbat și o femeie. Tot la nivel mondial, veștile bune pe care vi le-o zis, Corneliu, sunt adevărate, dar de asemenea este un curent foarte împotrivitor. Ne-am uitat la spotul de pe 2015, în acest an, al săptămânii căsătoriei în Anglia, unde nu mai ai voie să zici că... Trebuie să fie o femeie și un bărbat? Da, nu mai poți zice. Și din spot nici măcar nu poți să-ți dai seama. Poți să înțelegi că, de fapt, căsătoria poate să fie și dintre două persoane de același sex. Deci mie mi se pare că este o ocazie pe care bisericile ar trebui să o folosească. De asemenea, anul trecut am avut un weekend pentru cupluri, nu numai pentru cei din biserica noastră, ci au fost și din afara bisericii. Le spun astea așa ca și feedback. O motivație și un feedback pe 2014. Vreau să vă întreb pe fiecare ce vă motivează, de ce vă implicați în acest eveniment și poate că veți începe să-mi răspundeți de ce trebuie să fie sărbătorită căsătoria. Petru. Da. Ce să vă spun eu, pe mine m-a impresionat, de exemplu, mobilizarea asta uriașă, aproape isterică, care frații noștri neoprotestanți s-au mobilizat pentru alegerile la sfârșitul acestui an 2014 prezidențiale. Stuimitor, câtă energie, câtă pasiune, câtă luptă efectivă a fost acolo și ce m-aș bucura dacă s-ar implica și în promovarea unei idei a lui Dumnezeu. Așa cum spunea și Emeșe, cu toate hibele care le are statul ăsta nostru român, totuși încă în Constituție avem specificat că căsătoria este între un bărbat și o femeie. Slavă Domnului! Și este un lucru foarte, foarte valoros care noi nici nu ne dăm seama. În curând, probabil, la presiuni se va scoate lucrul ăsta, dar personal văd ca o șansă foarte mare și de a ieși în urbe și de a spune ce sunt lucrurile, care sunt lucrurile normale și să le promovăm și nu trebuie neapărat să mergem până la marginile pământului ca să spunem lucrul ăsta, ci putem aici, primărie ne oferă cinema și alte oportunități ca să spunem lucrurile lui Dumnezeu. Și pentru mine, fiind artist plastic, este o oportunitate de a intra în direct cu public și de a lucra acolo față de ei și de fiecare dată au fost emoții și lucruri pozitive care s-au întâmplat și mă bucur că pot participa și pot pune și eu o mică cărămidă la lucrarea lui Dumnezeu și pentru mine este o onoare. Știți, apropo de campania prezidențială, facebookiștii au fost aceia care au adus vestea departe de tot și la tot mai mulți oameni. Oare voi ați făcut asta? Aveți pagină de Facebook? Vă puteți promova și așa?
Da, Săptămâna Căsătoriei are o pagină de Facebook, Săptămâna Căsătoriei România, dacă căutați pe Facebook o veți găsi. Vă invităm să o vizitați, găsiți acolo afișul cu evenimentele de la Cluj, spotul audio, spotul video, alte materiale. Dacă e România, are de la Cluj sau are din mai multe orașe? Sau din toate orașele care se implică vești? Deci, evenimentele și promoțiile din toate orașele din țară, lista completă cu ele, se găsește pe site-ul marriageweek.ro momentan. Și acolo găsiți evenimente și promoții Cluj, evenimente și promoții media, și evenimente și promoții Suceava și așa mai departe. Plus 30 de aproximativ 20 de promoții se pregătesc la nivelul orașului Cluj-Napoca. Așa cum spuneam, am invitat restaurante, librării, cofetării și le-am dat aceste afișe care să le pună în vitrină sau la casă. Pe aceste afișe spune aici promoții și oferte speciale pentru tine și soțul sau soția ta. Deci cuplurilor din Cluj sau în curând și din alte orașe din țară, oriunde vedeți acest afiș la intrare într-un magazin sau la casă, să știți că este o ofertă specială, o promoție pentru voi. Aranjamente florale cu reducere, un meniu la restaurant cu reducere, o carte pe tema familiei cu reducere. Toate detaliile, toate promoțiile și evenimentele sunt pe site-ul marriageweek.ro la secțiunea evenimente și promoții. Lidia, poți să ne spui și tu, să-mi răspund la întrebarea de mai devreme, de ce te implici și care e motivația ta? De ce să fie sărbătorită căsătoria? Trăim într-o lume a investițiilor și oamenii inteligenți și preocupați de bunăstarea lor, sunt preocupați de investiții sigure. Căsnicia, considerăm noi, este o investiție care merită făcută și un autor spunea că căsătoria noastră este atât de puternică pe cât de mare este efortul pe care îl depunem pentru a o menține și pentru a o crește, hrăni, crește și dezvolta. Tot în aceeași idee vine chiar neuroștiința, care spune, nu știu dacă este ultima descoperire, e o descoperire foarte interesantă, creierul este organul nostru emoțional. Noi știam că inima, creierul este organ emoțional. Iată, suntem creați de către Creatorul pentru a fi în relații. Și atunci, bunăstarea noastră generală, bunăstarea noastră ca oameni este condiționată de bunăstarea relațiilor noastre. O relație care pentru cei căsătoriți este cea mai importantă și crucială este relația de cuplu. Prin urmare, merită să încurajăm investiția în relația de cuplu, în dezvoltarea ei, în vindecarea unde este nevoie și este dincolo de partea de bunăstare de moment, este parte de investiție în viitor de pe care o trecem mai departe ca moștenire generațiilor care vin. Dan, Vali, te rog frumos, spune-ne și păi, tu. Uite, eu m-am gândit să răspund de ce e bine să sărbătorim căsnicia și de ce e bine să o sărbătorim într-o săptămână. Creștin fiind, m-am gândit să iau exemplu de la Dumnezeul meu, căruia nu i-a ajuns o zi să facă toate lucrurile, ci iată 6 zile a lucrat, o zi s-a odihnit, în total o săptămână. Căsnicia nu este un lucru ușor, e o caznă, dacă vreți, o rutină, dar este un element atât de plin de energie, atât de suculent al vieții, pot să confirm acest lucru după o experiență de peste 10 ani, încât nu cred că mi-ar ajunge o zi, într-o zi aș putea să-mi sărbătoresc nunta. O și facem când nu uit lucrul acesta. Într-o zi aș putea să sărbătoresc un anumit eveniment, un anumit lucru sau o anumită dată. Dar complexitatea căsătoriei, complexitatea acestei rutine de fiecare zi, cred că merită o săptămână și, de ce nu, ținta spre care tind eu este să reușesc să
sărbătorim întreaga viață. În fiecare zi. Această, mm-hmm. această lucrare minunată a lui Dumnezeu, care este căsnicia. De altfel, reîntorcându-mă la origini, reîntorcându-mă la Scriptură, sunt destul de multe sărbători biblice care durează o săptămână. Iată, Dumnezeu și-a dat seama că e bine să ne rupem din când în când o perioadă mai semnificativă de timp. Noi facem lucrul ăsta pentru concediu și atunci ne sărbătorim pur și simplu zilele libere. Dar cred că acum, în rutina zilnică, nu avem vacanțe, nu avem concedii, dar putem întreprinde lucruri mici în fiecare zi, bucurându-ne și punând în centrul nostru acest lucru care ne leagă. Căsnicia în lumina Scripturii. Amesha, te rog. Oarecum Lidia a atins în parte pentru mine motivația pentru care mă implic în acestea este că cred că orice familie are nevoie de susținere. Deci orice familie are nevoie de vindecare la un moment dat, orice familie are nevoie de restaurare la un moment dat. Și cred că avem nevoie de să ne susținem unii pe alții. Eu am constatat în relația mea că am nevoie de susținere, am nevoie să mi se spună da, la o căsnicie trebuie să lucrezi, este greu, trebuie să renunți la mulțimea de lucruri și este o unealtă atât de bună în care Dumnezeu ne șlefuiește. Și motivul pentru care m-am implicat la nivelul comunității din care facem parte este să-i încurajez pe oameni, pentru că la sfârșitul unei asemenea trude este așa o mare bogăție și este așa o împlinire de mare. Și, într-adevăr, relațiile sunt cele care te fac fericit. Este o alegere, într-adevăr, aleg să fac lucrurile acestea. Spuneai că simți o fericire mare la sfârșitul trudei. Te referi la sfârșitul săptămânii familiei? Nu. Săptămânii căsătoriei? Nu. Mă refer la perioade în care ai tras în relația ta, ah. în care ți-ai dat silința, în care te-ai rugat. Dumnezeu te răsplătește atunci. Faptul că ai stat... Faptul că da, și așa cum a zis Lidia, aceste investiții în căsnicie, acestea se văd. N-am să uit niciodată, au fost doi bătrânei pe care i-am văzut, probabil aveau în jur de 80 de ani, se țineau de mână și a fost întâmplător lângă ei și Domnul s-a întors și a spus, ești cea mai frumoasă. Ca să ajungă aici, eu cred că au trudit. Nu era o scenă din film. Da, deci nu era o scenă din film. Da, da, da. Uh-huh. Concret, haideți să vedem în ce o să vă implicați anul ăsta. Cum o să trudiți și pentru a aduce bucurie concetățenilor noștri? Așa cum a zis și Corneliu, la nivel de Cluj, avem începând cu 9 februarie, 9, 10, 11 februarie, sunt niște evenimente artistice și video pe teme de familie. La aceste evenimente încep la ora 18 la Cinema Mărăști. Intrarea este liberă, atât de liberă încât pot să vină și cei necăsătoriți. Deci aici pot să vină și cei necăsătoriți. Cina romantică de care zicea Corneliu este în data de 13 februarie, pentru asta este nevoie de înscriere și aici pot să vină doar cei căsătoriți, deja care deja sunt căsătoriți. Acestea sunt în mare, la nivel de oraș, dar așa cum a zis și Corneliu, pe www.marriageweek.romania le găsiți pe toate. Uh-huh. Și probabil că o să ne spuneți și cu ce o să se distreze, că pe mine m-a atras cuvântul ăsta să fie și ceva distracție pe acolo. În fiecare seară vom avea la Cinema Mărăști momente artistice, momente muzicale.
În ziua de 10 februarie vom avea o trupă de băieți care vor interpreta muzică instrumentală și vocală pe tema dragostei și a căsătoriei. Vom avea un interviu live cu familia Călinescu, Dan și Iulia. În altă zi vom avea un interviu video pe tema You and Me Forever cu Francis și Lisa Chen din Statele Unite. Apoi, în ziua de 11 februarie, vom avea un quartet de coarde, un quartet de fete, care vor interpreta câteva piese cu vioară, violoncel, instrumente de coarde. De asemenea, vom avea o grupă de copii care vor interpreta câteva momente coreografice. Și, nu în ultimul rând, vom avea o pictură surpriză pe scenă cu colegul nostru, artistul Petru Liahu. Vă invităm cu drag să veniți la aceste evenimente dacă sunteți din Cluj sau din zonă, iar dacă sunteți din alte localități, vă invităm să faceți ceva în localitatea voastră. În fiecare an ați avut un motto. Îl văd și pe afiș. Te rog să comentezi. Și de ce îl vedem share true love? Sărbătoreșteți căsnicia. Sunteți cum, faceți parte cumva din marele program Share care se desfășoară în Cluj-Napoca, capitală europeană a tineretului? Da, într-adevăr, anul acesta orașul Cluj-Napoca este capitală europeană a tineretului. Vor fi peste 2000 de evenimente de-a lungul anului. Este evenimentul deceniului la nivelul municipiului nostru și organizăm aceste evenimente în săptămâna căsătoriei și cu ocazia Cluj, capitală europeană a tineretului. La nivelul orașului nostru s-a creat o federație foarte mare de diverse organizații care vor derula aceste evenimente pentru tineri și în cadrul SHARE, în cadrul acestei federații, există ramura de SHARE Faith, în care s-au unit aproximativ 30 de biserici și organizații din Cluj, asociații care vor derula evenimente mari. Și noi suntem împreună cu ei, ei sunt împreună cu noi, noi îi susținem și ei ne susțin. Dan, te rog frumos. Vali, mulțumesc. Vali, scuză-mă, te rog. Așa ușor mi-e să spun Dan. Eu vă pot spune ce am mai născocit noi în comunitatea noastră. Iată, în anul acesta suntem la a treia ediție, a ceea ce soția mea se numea Gala Căsătoriei. Am încercat în fiecare an să fie nu numai un loc deosebit, ci și un program deosebit. Sper că vom reuși și anul acesta, în chiar prima zi a săptămânii căsătoriei, în 7 februarie. Avem o locație nouă, avem un program nou și, de fapt, este un timp în care încercăm membrii comunității, da? Am înțeles că anul acesta s-au înscris peste așteptările noastre, avem ușoare probleme cu sala, sper să ne încapă pe toți. E un timp în care facem între noi schimb de bucurie, dacă vreți, schimb de impresii și chiar schimb de valori. În cadrul tombolei pe care o organizăm pentru noi toți, fiecare aduce ceva care poate fi dăruit altcuiva. Este un moment deosebit de plăcut în care, iată, cele peste 100 de cupluri din comunitatea noastră, din biserica noastră, au posibilitatea să petreacă un timp plăcut împreună, într-o ambianță deosebit de agreabilă și să se bucure de câteva ore în care sperăm programul va face ca să nu plecăm acasă cu inima goală. Cu mâna goală nu vom pleca cu siguranță. Trebuie să aducă fiecare cuplu câte ceva? Nu este pe bază de volum. Deci cine vrea să aducă, dar de la, începând de la obiecte până la servicii, anul trecut a fost chiar a câștigat o familie tânără de la noi din biserică onoarea de a invita pe păstorul bisericii noastre împreună cu soția. Acesta a fost biletul pe care l-au câștigat ei, să invite la cină pe păstor. Sau au fost lucruri de gen un borcan de miere, care s-a câștigat și, bineînțeles... Sau o lucrare de artă. Sau un sac de cartofi. Și, dar, în schimb, cea mai mare este weekendul pentru
un cuplu la Budapesta și pentru asta trebuie să trudești să-l câștigi. Să ai mâna bună. Da. Și de asemenea, ceea ce ne-am bucurat noi ca și organizatori este că au fost frați din biserică care au peste 20 de ani de căsnicie, peste 30 de ani și în acest an am vrea să-i... Cum i-ați motivat? Pentru că mă întrebam cum îi putem motiva noi pe telespectatori să se ducă, fiind din Cluj, să se ducă la ceea ce le-ați oferit. Ce le-ați zis? Trebuie să vă mărturisesc că nu le-am zis mare lucru decât i-am invitat. Așa. Nu ne-am făcut foarte multă reclamă. Ca dovadă nu ne așteptam la așa de mulți participanți, dar cred că cele două ediții din anii trecuți au fost suficiente ca să certifice că ceea ce facem acolo e un lucru bun, e un lucru plăcut și un lucru unde merită să participe. Au fost lăudate și atunci oamenii au auzit și s-au înscris. Sărbătorește-ți căsnicia este titlul sau motoul săptămânii de 2015. Corneliu, te rog să le reamintești telespectatorilor unde să se uite, ce să caute și ce să facă în 7-14 februarie dacă vor să sărbătorească căsnicia. Ok, deci noi suntem echipa de coordonare la nivelul orașului Cluj-Napoca și aș vrea să spunem tuturor telespectatorilor noștri din țară că noi organizăm evenimente doar în orașul nostru, în Cluj-Napoca. Nu mergem în alte orașe din țară ca și vorbitori sau să venim cu materiale. Noi invităm și încurajăm biserici și ONG-uri din diverse localități din țară să organizeze ei evenimente, să găsească ei vorbitori, să găsească ei materiale. Noi putem să le recomandăm eventual vorbitori și materiale. Da, și înțeleg că sunt și alți, în respectivele orașe, alți organizatori, tot așa ca și voi, da? Sigur, da. Așa. Anul acesta este un an de celebrare pentru țara noastră, un an de schimbări, un an de bucurie și de aceea am ales ca și moto pentru Săptămâna Căsătoriei pentru toată țara, sărbătorește-ți căsnicia. Iar pentru telespectatorii noștri care sunt în afara României și doresc să afle în ce alte țări mai există Marriage Week, aș dori să precizez că în prezent Marriage Week există în 26 de țări din Europa și din alte continente. În Europa există în țări precum Marea Britanie, Germania, Italia și chiar în țări mai apropiate de noi, cum sunt Austria, Ungaria și mai recent chiar Ucraina. Iar pe alte continente există Marriage Week în SUA, în Australia și se extinde tot mai mult de la an la an în diverse țări din America de Sud, Africa, Asia, e o amploare tot mai mare. Astfel încât viziunea este ca până, în total, momentul de față sunt 26 de țări implicate și la ultima ediție au fost 2 milioane de participanți. Dar viziunea Marriage Week Internațional este ca în anul 2021 evenimentul să ajungă până în anul 2021, evenimentul Marriage Week să ajungă în 75 de țări. Deci, dacă doriți o listă completă a țărilor unde se sărbătorește evenimentul, căutați pe internet sau pe Google Marriage Week International și acolo veți vedea lista tuturor țărilor implicate. Încurajăm bisericile din țară și chiar din străinătate, organizațiile care derulează evenimente pe tema familie să intre pe site-ul marriageweek.ro să înscrie aceste evenimente astfel încât cei din localitatea dumneavoastră și din zonă să afle de ele și de asemenea încurajăm firmele din țară din diverse domenii care derulează promoții sau oferte speciale pentru cuple căsătorite să înscrie promoțiile lor pe site-ul marriageweek.ro și în felul acesta pot să-și mărească vânzările și numărul de clienți, dar mai presus de toate să promoveze familia. Și încurajăm în mod special facebookiștii neoprotestanți care s-au implicat în campanie. Vă rog, implicați-vă, vă rog și în campania aceasta. Este foarte important. Pentru orice alte detalii despre Săptămâna Căsătoriei la nivel local, național sau internațional, vă invităm să accesați site-ul marriageweek.ro. Sărbătorește-ți căsnicia în perioada 7-14 februarie 2015 la Cluj-Napoca, în țară și în lume. Vă mulțumesc pentru atenție, stimați spectatori. Numai bine tuturor!